Noi vom face tot ce este posibil prin reducerea dobânzii de politică monetară, prin asigurarea lichidității pe piață, prin îngustarea coridorului de variație a dobânzilor de pe piața monetară, să venim cu dobânzile la lei în apropierea dobânzilor în valută, a afirmat miercuri Isărescu într-o conferință de presă. El a arătat că împrumuturile imobiliare în lei, deși presupun rate cu 30% mai mari decât cele în valută, sunt mai avantajoase pentru client, întrucât împrumutul în valută are pe lângă costul vizibil și unul invizibil dat de fluctuația cursului valutar. Întrebat dacă se va înfunda canalul creditării prin programul Prima Casă, odată cu obligativitatea accesării de finanțare în moneda locală, având în vedere că ratele sunt mai mari cu 30% decât la împrumuturile în euro, guvernatorul a răspuns negativ. Consiliul de administrație al BNR a decis luni să reducă rata de dobânzi de politică monetară de la 5% la nivelul minim record de 4,5% pe an, mai mult decât se așteptau analiștii financiari bancari care anticipau o scădere de 4,75%. Isărescu a declarat luni că decizia de reducere a ratei dobânzii de politică monetară a fost una normală și speră ca aceasta să se reflecte în scăderea ratelor la creditele în lei într-o perioadă cât mai scurtă, poate chiar din septembrie. La începutul lunii iulie, BNR a redus dobânda cheie de la 5,25% pe an la 5%.